Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu erau foarte obraznici, iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi, capra chema iezii și le zice: „Dragi mămuțe, eu mă duc în pădure ca să mă aduc ceva de-a mâncări, dar voi încuieți ușa după mine și să nu cumva să deschideți pe până ce nu ți-au zis glasul meu. Ca să mă cunoașteți, am să vă spun așa. Treiesc, cucuiesc, ușa mami descuiesc, că mama va duce vouă frunz de muze, zapențețe, drog de sare, în spinat, mălăiesc, încălcăiesc, un creptor pe subsuori. Auzit-a ce am spus eu? Da, mămucă. N-ai nicio grijă, mămucă. Dacă e așa, păi vine să vă sărțăm. Dumnezeu să vă apere de cele rele și numai bine. Mergi sănătoasă, mămucă, și Dumnezeu să te ajute să te întoarne cu bine și să ne aduci de mâncare. Un dușman de lup, chiar cu mățul caprei, de mult vândea vreme cu prilej ca să facă iezi. Treiezi, cucuiezi, ușa mami descuiezi, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte-n țâțe, drop de sare, în spinare, mălăiești, încălcăiești, smog de făr pe subțuori. Hai, deschideți! Ia băieți, sări și deschideți ușa, că vine mămuca cu de mâncare! Să nu cumva să faci poznă să deschideți, că-i fai de noi. Asta nu-i mămuca. Eu o cunosc de pe glas, glasul ei nu e așa de gros și de răbușit, că mai frumos și mai puțin. Lupul se duse la un fierar și puse să-i ascute limba și dinții pentru a subția glasul. Eu mă duc să-i deschid. Nu te doar, scutați-mă și pe mine. Eu nu mă duc să-i deschid. Atunci vezinul se vrui în por, dar acel nu-ți vreau ce fi cerșit. Însă cel mare se vădu după ușa și trage zăvorul. Mama măgit, ori am auzit mai multe glasuri, unde să fie? Cum să mă odihnesc cu o leacă? Ha-tu! Atunci iadul de sub cerșin să nu tacă. Să-ți fie de bine la noastră. Ai, ghidi, tu ce ești, aici mi-ai fost? Să vin un coace la nănășelul să te pupe el. Pe urmă se mai învârti prin față, dar nu găsește nimic. Apoi așează cele două capre din cutiții rânjești în teren, deci se pare că râdeau. Mai ieșit dușmanul din casă, iedul cel mic se dă iute jos din vol și încuie ușa bine. Drăguții mei frățiori, de nu s-ar fi înduplecat, lupul nu l-ar fi mâncat. Iar mama nu știe de asta, mare orgie ce-a venit pe cap. Dragi mămuței dragi, nu mă așteaptă-i cu bucurie și râd înainte când mă văd. Treieți, cucuieți, ușa mami descuieți, că mama va duce vouă frunze, muze, lapte, țâțe, drop de sare, în spinare, mălăiești, încălcăiești, smoc de flori pe subsuori. Mămucă, uite ce-am pățit noi, mare foc și tocul și potop au căzut pe capul nostru. Dar ce-a fost aici, copil? Ce să fie, mămucă, după ce-a plecat tu, am auzit bătăi. Iar fratele meu cel mare, înătâng și neastâmpărat, cum îl știi, fugă la ușă să deschidă. Iar eu atunci m-am vrut iute în cor, iar fratele meu cel mic încep sub cheșin, iar cel mare s-a dat după ușă și a tras de vor. Atunci grăzăvenie mare. Nenașul nostru și prietenul dumitare, cu mătrul lui, se și arată tare. Cine cu mătrul meu? El, care s-a jurat pe părușă, că nu mi-ar atinge niciodată copilașii, ei las că l-o învăța eu. Nici o faptă fără plată, ticălosul, ei taci cu mătre, că ți-ai arăta eu. Of, mamă, of, mai bine taci și lasă-l în plată lui Dumnezeu. Ba nu, dragul mami. Și așa zicând, se apucă capra să facă mare prajă. Pregăti sarmale, plăchie, alidei și fel de fel de bucate. Apoi umple o groapă cu jărate, așează o leșa de nuiere și niște frunze, dar deasupra o rogojină. Apoi făcu un scaunier de ceagă pentru lup. Pe urmă se duse prin pădure să caute pe cumătul său și să-l portească la prază. Bună vreme, cumătul! Dar ce vânt i-a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima cumătului!
de acasă lipsa mea, că știu că mi-a făcut-o bun. A găsit el sigurei, i-a ucis și a crompățit de la plânge. Dar nu mai spune cu mătră. Am făcut și eu un praznic după puterea mea și am găsit de cuvință să te poftești pe dumneata cu mătră. Apoi da cu mătră, dacă ar ști omul ce a pățit de dinainte, s-ar păzi. Nu-ți mai poate și dumneata atâta inimă rea. Oare nu cumva nea Martin a dat la dumneata pe acasă? Că mi-aduc aminte că acum că l-am întâlnit. Mi-a spus într-o zi prin zmeuriș că dacă ai vrea dumneata să-i dai un băieț să învețe cu jucăria. Ia mă vin cu mătră, ce-i scolești și să-mi spute de la fericirea ce mi-a dat Dumnezeu. Dar m-a pus armanele în stradă și le pune dinainte. Atunci lupul nostru începea a mânca hârbă. Și bogâlt, 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 îi mergeau sarmalele întregi pe gâtul. Dumnezeu să ierte pe cei răsposați cu mătră, că bune sarmale ai mai făcut. Și cum o sfăta el, buf, cade doamna sfătate. Băleu cu mătră, tălpile mele ard, mă fârlesc, nu mă lăsa. Ei, cu mătră, scoate ce ai mâncat, când capra ți-ai pus în gât, capra ți-a venit de hat. Cu mătră, mă fârlesc părul meu. Ajută-mă! Azi cu mătre, că nici eu nu ies bun. Ți aduce aminte când îi te-ai jucat pe părul tău și bine mi-ai mâncat iesișor. Cu mătre, mă pârlesc, de acum nu o să mai am de-a face cu dumneata. Moarte pentru moarte, cu mătre, arsură pentru arsură. Și așa s-a păgubit sărmana capră și de cei doi ies, dar și de cu mătrul său lup. Și auzind caprele din vecinătate de una ca aceasta, tare bine le-a mai părut și s-au adunat cu toate la priveghiul și unde nu s-au aștenut pe mâncate și pe băute, veselindu-se împreună. Și eram și eu acolo de față și îndată, după ce am încălecat iute pe așa și v-a spus dumneavoastră povestea așa și am mai încălecat pe o căpșună și v-a spus, oameni buni, o mare și gogonată minciună.